Să vă primească milostivul Dumnezeu și Preacurată Maica lui Dumnezeu tuturor celor care v-ați adunat astăzi la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie. Răvnitor timp, credincioși timp, dar altfel nu erați prezent astăzi la Sfânta Liturghie, în această Sfântă Binecuvântată zi de Duminică. Un bun creștin și ascultător, când este prezent la Sfânta Liturghie, este atent cu mintea lui, cu gândul lui, la cuvântul propovăduit din Sfânta Evanghelie. Cu siguranță, frățile voastre, sunteți atenți de fiecare dată când se rostește o Sfântă Evanghelie sau tălcuirea Sfintei Evangheliei de la urmă, predica. Dacă ne gândim bine cu toții, viața noastră de la naștere până astăzi, ne regăsim în viața la Valea de Mici. Adică foarte multe păcate îngrămădite și nespovedite. Vedeți că disconfortul acesta nostru la tuturor, când avem mai tot timpul, să spunem, de stăderi, când simțim că suntem voi cu dinăuntru, când simțim că suntem părăsiți de toți de cei lângă noi. Uităm un singur lucru, că milostivul Dumnezeu ne este aproape. De fiecare dată. Greșim foarte mult. Ne ridicăm foarte greu. Și când greșim, uităm că trebuie multă muncă, o steneală ca să te ridici în ce ai căzut. Să poți împlânzi mânia lui Dumnezeu. Să poți implora mila lui Dumnezeu. Ați văzut că Dumnezeu este iubire, este iertare, nu vrea moartea păcătosului, să se întoarcă și să fie viu. Dar, atenție! Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Ne lasă liber Dumnezeu, pe toți. Și dacă ne gândim bine la trecutul nostru până astăzi, vă spun deseori în fiecare duminică, începând de la mine până la dumneavoastră, să ne punem o întrebare, câte clipe, minute, ore, săptămâni, luni, ani, am fost în slujba lui Dumnezeu până acum? Cât de mult am fost în slujba Tatălui nostru și cât de mult am fost în slujba celui rău? Putem să găsim răspunsul cu toți. Foarte puțin am fost în slujba lui Dumnezeu. Ați văzut că omul e tentat mai tot timpul să caute calea lui Dumnezeu când este foarte încercat în viața lui. Dumnezeu, care este iubire, ne trimite la fiecare dintre noi câte o barguță prin Îngerul Său. Să ne încerce credința noastră, viața noastră. Dar ce-am fi noi, ce-am face noi toți, dacă Dumnezeu ne-ar părăsi o secundă? Atenție! Din puțina noastră credință, când avem o boală, o suferință, un dușman, o pagubă, ne lepădăm de orice, strigăm la cer, la Dumnezeu, ne lepădăm chiar. Și chiar cârtim. Și spunem că ne-a părăsit Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Să nu vă obișniți cu gândul ăsta și chiar cu cuvântul acesta. O secundă, dacă ne-a părăsit Dumnezeu, vai de noi ar fi. Așa că Dumnezeu drăguțul știe viața noastră dinainte, cum și a femeii sămărinene. Ea știu păcatele ei. Viața dumneavoastră din lume o știe Dumnezeu. Truda, osteneala dumneavoastră este îndreptată
spre copiii dumneavoastră, ca să aibă un scop în viața lor, să ajungă undeva departe, să aibă un serviciu bun, să aibă o soție bună sau un soț bun, o familie frumoasă să fie, să se înțeleagă, dar din păcate, și cu mâhnire o spun, foarte mulți părinți duc lipsă de așa ceva. Chiar dacă i-au luat de mânuță la biserică, de mici copii, i-au format spiritual frumos, i-au spovedit împărtășit, până la o vârstă orecare. Ați văzut ce pot să facă anturajul pe pământ. În trecut, frați și surori, niciodată mama mea nu spunea ora care se vine acasă. Sau tatăl meu, Dumnezeu să ierte. M-am format singur eu, știind că este rău pasul care îl voi face următor. Și veneam mai degrabă acasă decât să mi se amintească că totuși de ce am venit așa târziu. Niciodată n-am venit târziu acasă. Și să spunem dumneavoastră, să spuneți și să gândiți că erau alte timpuri. Era alte timpuri, dar era rușinea, care a dispărut total astăzi. De ce se întâmplă atâtea păcate? V-am spus deseori, dacă vă aduceți aminte, când eram mai tânăr slujitor, iată, trecură ani și am îmbătrânit alături de dumneavoastră, sunt peste 34 de ani, adică sunt cu dumneavoastră aici, și vârsta de 60 de ani, și să văd și să aud ce n-am auzit în viața mea. Cât de importantă este formarea spirituală de mic copil, de la 6 ani. Copii născuți, de pildă, din tată bețiv, sau mamă bețiv, iertați-mă, e dureros. Eu nu pot să vorbesc de o mamă așa. Mama e sacră, e îngerul casei, dar avem cază. Care copilașii s-au format singuri, au devenit și au ajuns oameni mari. Calculez de la unul și altul ce-i bun. Ca să vedeți dumneavoastră lipsa de credință în Dumnezeu. Părinții trebuie să aibă o mare grijă. De ce vă spun deseori în casa unde locuiți, să aveți o cămăruță unde vă rugați. Aveam un părinte la noi aici, pot să-i spun că avea o viață îmbunătățită ca preot. Și era atât de rugător, așa dacă te uitai la el, lumea nu prea lua în seamă. Nici nu cerea sfată. Îl vedea așa îmbrăcat mai slăbuț, mai simpluț. Dar el se ruga și mergând și într-o dimineață, dar nu într-o dimineață, deseori pățea la 5 când se intra în Sfânta Sfinților, avea în obiceiul ăsta să se ducă la Sfânta Proscomedie să-și facă pravela înainte de liturghie. Și intra în altar, se închina la Maicuța Domnului, la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni și nu mi-a spus, deseori făcea așa în ușă, la ora 5 dimineața. Așa l-a încercat ani de zile. Și atât a strigat la Maica Domnului, că i-a intrat, ca om, suntem oameni, i-a intrat o frică. Dar știind că, spunea Părintele Cleopa, dacă vă aduceți aminte, într-un volum de-a lui Părintele Cleopa, în postul Paștelui, când Părintele Cleopa era în pustie și mânca câte un cartof în fiecare zi de post, un cartof pe zi, Sfintele Taine le ținea într-un copac. Și atât de urât a făcut diavolul și s-a arătat într-o noapte, încât a simțit Părintele Cleopa că se cutremură pământul sub picioarele lui. Nu putea rezista de trăirea sfințenia din Părintele Cleopa. Atunci Părintele Cleopa și-a adus aminte care Sfintele Taine într-un copac pus acolo. Și-a cuprins copacul cu Sfintele Taine și a ieșit un numai fum de duxe pe pustie. Atât de cutremurătoare este smerenia înaintea lui Dumnezeu, capul plecat, sabia nu-l taie, diavolul se cutremură când te smerești. Adică, să-ți vezi de păcatele tale.
dacă fratele tău, sora ta, zace într-o păcat de care o patimă, nu l-a păsat, dacă ai un sfat bun, spune, învață, ajută-l să ducă la spovedit, dacă nu, nu-și bate vreo de el și mai tare l-a dâncit. Că Dumnezeu, care este iubire, îl va ridica pe cel căzut, se va îndrepta și vei cădea tu mai tare ca el. Așa cât trăiți pe pământ, păziți-vă cum arde focul și vă atingeți de foc, să judecați pe semenii dumneavoastră. Înainte de a judeca pe vecinul tău, sora ta, fratele tău, fiul tău, gândește din trecutul tău ce păcate ai făcut, câte frumoase fapte ai făcut și cât de mult ai fost în slujba lui Dumnezeu. Și apoi să vezi că nu ai curaj să mai judeci pe fratele, sora ta. Atât ca asta. Vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dați rostic că ați venit, măicuța scumpă, să vă numere 2-3 pași făcuți chiar până în biserică, până Sfânta Ioană pe care mă simt foarte, foarte bucuros de fiecare dată pentru mine învierea lui Hristos când vă văd tineri și în vârstă, că vă căutați atât de frumos de suflet. Și măicuța scumpă, o rog să vă aibă în pază, să vă ocrotească și să vă dărească cei mei sacru, o rog pe Maica Domnului. Și mie și dumneavoastră să vă prelungească ani, să vă bucurați de tot ce ați realizat și veți realiza în continuare și să avem și să aveți grijă de sufletul dumneavoastră. Am venit, măicuță, cu drag am venit la haber bun codru, la rocul sfințit.
fost rugăciunea și am urmat. Am venit mai puță să ne mai vede, să spunem de cazul care mai avem. Facem o procesiune cu Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni în Comuna Ipatele. Mulți dintre dumneavoastră poate nu știți sau ați auzit prin mass media, nu știu, 9 ani sau 10 ani în urmă, în această dată când mergem noi cu Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, s-a întâmplat acum câțiva ani la cererea atunci din primar domnul Păstărnac, domnul inginer, în Ipatele, a făcut o cerere spre Sfânta noastră mănăstire, n-a plouat 3 luni de zile, să ne ducem cu Sfânta Icoană în câmp undeva la un izvor, să cerem mila Maicii Domnului să slobodă Bunul Dumnezeu ploaie pe pământ. Și vreau să vă spun că după 3 luni de zile, ani în urmă, dacă întoarcem ani, când am fost prima dată, nici bine n-am intrat în satul Bâcu și a plouat o zi, o noapte, 2 zile, 3 în comuna Ipatelii, doar pe zona aceea. Să nu uitați, să vedeți puterea Maicii Domnului. Și noi, cu binecuvântarea în al preasfințului Părinte Mitropolit, în fiecare an ne ducem să-i mulțumim pe locul acela Maicii Domnului, dar să știți că o minune dumnezeiască se întâmplă în fiecare an, în același loc, unde de altfel domnul inginer a dedicat o prea frumoasă troiță, copia icoanei Făcătoare din Mândiarul Mare și un izvor alăturat acolo, unde un sobor de preoți mari și credincioși ne întâlnim în fiecare, de fiecare dată în luna aceasta, în data aceasta, unde facem o orgasmă și rostim acatistul icoanei Făcătoare din Mândiarul Maicii Domnului, dar luni și icoana Făcătoare din Mândiarul în locul acela binecuvântat. Noi ne ducem în acel loc binecuvântat, un binecuvântat, că acolo a fost o troiță, este o troiță sfințită de către înaltul calinic, care a fost episcop vicar pe vremea aceea. Nouă dată a fost slujba arhierească acolo și vă invităm, care doriți să veniți la această procesiune, va începe la ora 5, la ora 17, în comuna Ipatele. Știe cu toții care vor fi prezenți acolo și măicuța scumpă, să ne ajute nouă tuturor și dumneavoastră, celor care veniți de fiecare dată și primiți alinare, ajutor la Sfânta Icoană, Făcătoare în care voiesc să vă spun că foarte mulți români din afară au fost cu multe greutăți, suferințe și vin tocmai de acolo să-i mulțumească Maicii Domnului. Doar o copie a Sfintei Icoane am trimis-o și ne mulțumesc că s-a rezolvat ce a avut în familie sau s-au tămăduit. Așa că depinde de credința noastră a fiecăruia, noi suntem tentați mai tot timpul să cerem. De multe ori nu știm ce cerem și uităm să-i mulțumim Maicii Domnului când primim ceva. Așa că de fiecare dată să mulțumiți Maicii Domnului, că Maicuța Domnului este la tot pasul nostru. Ce am fi noi, ce am face noi fără Maicuța Domnului și fără mama noastră și tatăl nostru. Și pe dumneavoastră, mamelor care aveți o mare trecere, dumneavoastră nu știa știți câte trecere aveți la Maicuța Domnului, să aveți grijă să nu supărați Maicuța Domnului. Dacă totuși sunteți îngerul casei, atunci Maicuța scumpă vă cere mult mai multă rugăciune, curățenie, pioșenie și smerenie.